Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați răspuns invitației noastre. Vă amintiți în urmă cu câteva luni de zile când am lansat pachetul anti-sărăcie, v-am spus atunci că ne fixăm câteva obiective și e important să începem să lucrăm chiar dacă nu o să fim în măsură să ducem toate obiectivele la bun sfârșit, dar e, e important să începem în mod uh, coordonat. Sigur, nu am vrut nici atunci și nu avem nici acum uh, pretenția să spunem că uh, înainte acestui guvern nu s-a lucrat uh, pe această temă care este una cronică în uh, România în perioada post-decembristă, însă ne-am dorit să o facem într-un mod uh, integrat și uh, coordonat. Pentru că, în primul rând, spuneam și atunci, din punctul meu de vedere, e important să recunoaștem uh, problemele <coughs> înainte de a, de a le putea rezolva cu adevărat. Uh, și când uh, spunem uh, că vrem uh, să eradicăm uh, sărăcia, trebuie să ne gândim, în primul rând, și la comportamentul nostru, la faptul că atâta vreme cât nu o să fim în măsură să trecem peste un comportament care favorizează corupția, nu putem uh, eradica nici uh, sărăcia în, uh, într-un mod uh, structurat. Că atâta vreme cât nu, de, nu ne gândim atunci când vorbim de dezvoltare economică, uh, nu doar la creșterea produsului intern brut, dar și la crearea de locuri de muncă, la crearea de locuri de muncă, durabile, consistente la fel nu putem eradica sărăcia că atâta vreme când ne gândim doar la politici sociale care să le permită celor care trăiesc în sărăcie cronică să-și ducă traiul de pe zi pe alta cu ajutoare sociale acordate aproape la licitație în perioada campaniei electorale, cine dă mai mult, atâta vreme cât Trăim cu impresia că prin, doar prin politici uh, sociale de asistanat, să spun, uh, putem uh, rezolva <coughs> problema, deci atâta vreme cât trăim în, aceste, în această uh, viziune, nu putem uh, uh, vorbi de soluții uh, viabile. Pentru că, din punctul meu de vedere, sărăcia nu e doar o problemă a categoriilor uh, marginalizate din societate, este o problemă a uh, societății și de asta ea trebuie tratată ca un uh, întreg. Sigur, sărăcia poate să fie și rezultatul unei atitudini personale și aici vorbim uh, și de educație, o să revin asupra uh, acestui lucru, dar uh, trebuie, noi, uh, cei de aici, cred că trebuie să tratăm în primul rând. Uh, problema sărăciei la nivelul uh, societății și să rezolvăm partea noastră de uh, a problemei care ține de indiferența noastră la nivel uh, colectiv, o indiferență uh, colectivă față de această uh, probleme, de disfuncționalități ale unor politici publice și de eficiența modului în care aplicăm aceste uh, uh, politici publice. Și când vorbesc de politici publice, nu mă gândesc doar la guvern, pentru că uh, nu cred că e o problemă doar a guvernului, e o problemă și a autorităților locale și e o problemă și a uh, mediului neguvernamental care uh, se implică și care, cel puțin din punctul meu de vedere, până acum a fost probabil, dacă ne raportăm la acțiunea guvernului, a autorităților locale și a mediului neguvernamental, fiecare la scara la, poate, la care poate să acționeze. Cred că mediul neguvernamental a fost uh, printre cele mai eficiente în uh, măsurile pe care le-a aplicat, uh, nu pentru a disimula problema, ci pentru a găsi într-adevăr soluții uh, care să ducă la rezolvarea problemei. Uh, vorbeam de uh, sărăcie și de uh, corupție. Din punctul meu de vedere, sărăcia endemică este în primul rând uh, rezultatul corupției. Al modului în care folosim și dirijăm resursele uh, publice sau uh, private uh, atunci când ele sunt dirijate de autorități publice pentru a crea dezvoltare și pentru a crea dezvoltare durabilă. Și când vorbesc de durabilă, nu mă gândesc neapărat la partea de mediu, ci la consistența măsurilor uh, pe care le uh, luăm. Uh, în acest context, sau pornind de la aceste premise, am propus uh, acest program anti-sărăcie uh, care nu și-a dorit să uh, vină neapărat cu măsuri noi, ci și-a dorit să pună în coerență măsuri care uh, existau deja, dar care uh, acționau uh, sau care erau aplicate în mod uh, disparat și fără, fără coordonare. Obiectivele, ideea de bază atunci era să depășim anumite bariere instituționale, anumite bariere bugetare, legislative sau administrative, și să gândim, în primul rând, mecanisme de acțiune integrate care să folosească aceste resurse, bugetare, legislative, administrative, în procese care să aibă ca obiectiv anumite rezultate finale sau Procese care să fie judecate din perspectiva rezultatelor finale și nu a bugetului cheltuit sau, eu știu, a numărului de beneficiare a unor ajutoare sociale. Spuneam atunci că programul va începe și cu ajutorul dumneavoastră, în mare parte cei care sunteți în sală, că cu siguranță nu o să-l putem duce la bun sfârșit până la sfârșitul acestui an. Dar uh, era important să lansăm aceste uh, măsuri, să avem sprijinul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți uh, cei care puteți asigura uh, continuitatea acestui program, indiferent de ce se va întâmpla uh, după alegeri. Și tocmai pentru a vedea în ce măsură am fost împreună eficienți, ce anume am putut să facem împreună și uh, ce mai putem ameliora încă până la sfârșitul anului, ne-am propus această întâlnire de bilanț de, de, bilanți de etapă. Aici, pentru a lansa acest bilanț pe care o să-l aprofundeze colegii mei miniștri, fiecare pe domeniu pe care au acționat, vreau să spun că ne-am concentrat atenția în primul rând pe a debloca anumite măsuri pe care, uh, care existau, dar care din diferite motive nu erau aplicate. Am uh, luat anumite măsuri de uh, simplificare. Am uh, conectat uh, instituții și oameni care aveau și care au responsabilități pe aceste domenii, dar care lucrau uh, separat și uh, necoordonat. Am uh, combinat surse de finanțare din bugetul de stat, din uh, fonduri uh, europene, din alte surse de finanțare care în mod normal aveau același obiectiv, dar care folosite în mod uh, separat nu și-arătau uh, eficiența. Și am pornit de la uh, ideea că odată deblocate aceste acțiuni benefice uh, pot să se propage în mod uh, irreversibil dacă ele sunt aplicate conștiințos și cu uh, rigurozitate. Apoi că uh, alături de acțiunea statului, e important să găsim modalitățile cele mai eficiente pentru a putea lucra împreună cu uh, societatea civilă, atât pentru implementarea măsurilor cât mai ales pentru urmărirea rezultatelor și că pe de altă parte dincolo de măsurile care vizează uh, strict inserția uh, socială Aveam nevoie să spargem uh, un anumit cerc vicios care uh, creează sărăcie, deci să ne atacăm la rădăcina uh, problemei. Să pornim de la uh, observația că încă sunt uh, uh, foarte mulți copii în uh, România care trăiesc în uh, sărăcie sau în risc de sărăcie. Aproape jumătate din uh, copiii României trăiesc în risc de uh, sărăcie că un copil de, din trei se află în sărăcie persistentă și că, deci, ca să vorbim de eradicarea sărăciei, trebuia să ne concentrăm, în primul rând, la acest nivel. Și de aceea am venit cu anumite uh, programe și măsuri destinate copiilor, de la naștere, încă de la pur și simplu înregistrarea identității, dacă vă puteți imagina. Aveam copii și mai avem încă copii, sper să putem rezolva acum această problemă, care nu au identitate. Și atâta timp cât n-ai identitate, n-ai nici cum să beneficiezi de un anumit sprijin și să-ți găsești loc în societate. Și nu aveau identitate din diferite motive, birocratice, administrative, din complexitatea modului de a proceda la această înregistrare administrativă. Deci am, am venit cu măsuri care să permită acordarea identității oricărui copil, indiferent de condițiile în care se naște și de tipul de familie în care se naște. Apoi măsuri care să prevină abandonul școlar și ne-am dat seama că pentru a preveni, și mai ales din experiența unora dintre dumneavoastră de aici, că pentru a preveni abandonul școlar Trebuie să atacăm uh, problema uh, integrării copiilor deja în uh, grădinițe. Și aici am valorificat un uh, program care funcționa deja foarte bine în mediul uh, neguvernamental și pe care am reușit să-l uh, generalizăm. Uh, apoi uh, am observat că mulți copii nu vin uh, la școală pur și simplu datorită faptului că n-au cu ce să se îmbrace și că nu au ce să pună în geantă în dincolo de cărți, ceva de mâncare. Și am venit cu programe care, încă o dată, existau deja fructe în școli pentru copii, mai existau disparat și programe care asigurau o masă caldă în școli, programe pe care le-am pregătit pentru a le putea generaliza și pentru a le putea coordona cu celelalte măsuri care să ducă la prevenirea abandonului uh, școlar. Am căutat resurse financiare și din bugetul de stat și din fonduri europene, încă o dată resurse care erau acolo, dar care erau uh, folosite în mod izolat. Banii se consumau, dar uh, nu vedeam neapărat efectul pe, uh, pe teren. Deci am coordonat aceste măsuri cu fructele în școli pe care le-am uh, extins uh, și uh, uh, pentru preșcolari. Am început acest program uh, pilot deocamdată cu uh, mese calde sau cu oricum cu o masă în, uh, în școală, pentru a putea apoi construi uh, tot pilot și programul after school, uh, after school programul uh, de încadrare a copiilor după ce își termină școala, pentru a-și pregăti lecțiile. Uh, deci ne-am concentrat mult măsurile în aceste câteva luni pe uh, programe destinate uh, copiilor. Apoi uh, programe destinate tinerilor care nu sunt nici în uh, sistemul de învățământ, nici în educație, care n-au niciun loc de muncă, pentru care am creat condițiile uh, atât legislative cât și administrative și financiare pentru ca ei să poată să fie reintegrați prin a-și continua uh, școala și apoi uh, prin a-și găsi un loc de muncă. Și aici uh, domnul ministru Păslaru cu siguranță să vă spună că... Uh, e vorba de schimbări nu doar în legislație și în modalitatea de a utiliza bugetul, dar și în comportamentul funcționarilor, acelor care uh, ar trebui să sprijine uh, această abordare și să trecem de la o politică de ghișeu unde să vii să completezi un formular pe care îl semnezi și cineva de la, din partea cealaltă a ghișeului ți lea, spune o viză și te trimite pe urmă să-ți iei niște bani, să uh, schimbăm această atitudine de Abordare de ghișeu la o uh, abordare relațională și adaptată uh, la uh, nevoile oamenilor, la o adevărată formă de asistență și de sprijin pentru uh, încadrare, să nu lucreze un funcționar cu uh, o persoană cu dificultăți, ci să lucreze un om cu un alt om, fiecare uh, acolo unde este pus. Sigur, aici... Cu schimbarea mentalităților, din păcate, nu-i suficient să dăm o ordonanță de urgență sau o lege. Trebuie lucrat, dar eu cred că e importantă atitudinea noastră a tuturor celor care suntem implicați pentru a schimba atitudinea întregii societăți din în acest punct de vedere. Și apoi am venit cu o serie de măsuri destinate ocupării pe piața muncii pornind de la problemele pe care le-am putut identifica legat de dificultățile de a accesa un loc de muncă, chiar dacă avem în continuare șomaj, pe de altă parte avem locuri de muncă neocupate și suntem în situația în care multe companii care au investit în România caută lucrători. La, în zonele de frontieră ale noastre, în afara ă, țării. Deci avem zone din România în care avem locuri de muncă disponibile și avem alte zone din ă, ă, România cu sărăcie ă, cronică, unde șomajul este mai ridicat. Și am venit în prima fază cu câteva măsuri prin care să facilităm ă, mobilitatea ă, forței de muncă, ă, sigur cu câteva măsuri care facilitează mobilitatea temporară. Dar ne gândim deja și la măsuri care să faciliteze reinstalarea unor oameni în alte zone, acolo unde sunt locuri de muncă. Sigur, în, pe termen mediu va trebui să ne gândim și la orientarea capitalului investit, nu doar în zone favorabile care atrag mai mult, ci și în zone unde trebuie să ne concentrăm pe infrastructură mai mult, trebuie să ne concentrăm pe anumite servicii care să încurajeze capitalul să investească în acele zone unde avem disponibilitate de forță de muncă. Am venit și cu măsuri care să încurajeze formarea profesională, dincolo de reintegrarea educativă de bază, să facilităm și învățarea unei meserii și învățarea unei meserii în condițiile economiei secolului 21, pentru că nu e mai suficient să să înveți, eu știu, o meserie de bază uh, simplă, sunt uh, chiar și pentru, eu știu, un muncitor calificat, e nevoie acum de formare profesională mai uh, complexă și pentru asta uh, creăm legislație care să ne permită să colaborăm statul, instituțiile de, de învățământ ale statului mai bine cu sectorul privat, cu întreprinderile pentru a uh, adapta această uh, formare dar și cu măsuri care să încurajeze antreprenoriatul, atât în mediul urban, mai ales mic urban, cât și în uh, mediul rural. Deci, vedeți, sunt uh, măsuri care tratează și problema de sărăcie la bază, probleme sociale, dar și probleme educaționale, precum și uh, uh, probleme economice legate de accesul la uh, un loc de muncă. Pentru că asta e viziunea pe care o avem legată de combaterea sărăciei, nu doar creșterea eficienței politicilor de asistență socială, ci mai ales crearea oportunităților pentru a nu mai rămâne într-o zonă de sărăcie și într-o zonă de asistanat public și asistanat social. Și cred că în felul acesta, tratând tot lanțul problematic, putem veni cu soluții durabile. Ei, pentru ca aceste măsuri să poată să continue, e în mod clar și în mod cert nevoie de implicarea dumneavoastră și cred mai mult ca oricând, după această experiență de câteva luni de guvernare, în nevoia statului și nevoia guvernului de a lucra în parteneriat cu societatea civilă, atât pentru creșterea eficienței măsurilor administrative, bugetare, de inserție socială, dar mai ales și mai ales pentru schimbarea mentalității. Pentru că dumneavoastră, cei care lucrați în mediul neguvernamental, o faceți din convingere. Vă implicați în, de multe ori în acțiuni de voluntariat pentru că sunteți convinși că lucrurile pot fi făcute mai bine. Și cred că noi, pe partea asta administrativă, guvernamentală, avem nevoie să câștigăm această uh, încredere și această implicare și personală, afectivă, cumva dincolo de măsurile bugetare, legislative pe care le luăm. Pentru că dacă nu avem încredere că putem face lucrurile mai bine, o să le facem doar pe uh, hârtie și o să continuăm să raportăm uh, în fiecare an probleme pe care le avem uh, uh, pe teren. Deci de aceea doresc să vă uh, încurajez să rămâneți implicați și poate că împreună reușim să dezvoltăm un nou concept al politicilor sociale care să se construiască pe acest parteneriat public-privat. Și să vorbim de parteneriat public-privat nu doar în politica de investiții, acolo unde avem nevoie de, de capitalul financiar a sectorului privat. De ce nu să vorbim de parteneriat public-privat și în politica socială, unde avem nevoie de capitalul uman a, a sectorului. A, privat sau neguvernamental. Vă mulțumesc! Chioaru Gheorghe este numele meu, sunt președinte Federației Naționale România a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, organizație care numără peste 1.400.000 de pensionari. Cu tot respectul pentru acest guvern care a făcut lucruri bune față de guvernele precedente, vă rog să rețineți, domnul prim-ministru, dar în uh, uh, programul pentru astăzi și în discuțiile dumneavoastră n-am auzit niciun cuvântel despre pensionari. Ori pensionare reprezintă 5,3 milioane de, pensionari, de de oameni și cei mai amărâți din România. Și v-aș ruga să aveți atenție în atenție și în special domnul ministru Dragoș Păzlaru. Asta este întrebarea. De ce nu apar probleme despre pensionari în cuvintele dumneavoastră, ale tuturor? Despre doamna ministru de finanță a spus ceva despre cămile de bătrâni și atât. Iar Ministerul Muncii are în coadă și persoane vârstnice. Vă mulțumesc! Da, aveți dreptate legat de subiectul ăsta și sunt întrebări care mi s-au pus încă de la început de mandat. Dar nu vreau să se înțeleagă faptul, cum spunea și domnul ministru, că nu ne interesează problema asta. Doar că noi ne-am legat în anul acesta de lucruri pe care am știut că le putem face. N-avea rost să mințim oamenii, să spunem doar ca să dea bine, sigur, o să facem și asta. Și orice problemă ridicată, pentru că au fost foarte multe probleme ridicate. Să spunem, sigur, le vom face pe, pe toate. Deci nu ne-am legat de pensii anul ăsta pentru că știam că nu avem sursa bugetară acum, bugetul a fost cel care a fost adoptat la, la început și știam care sunt limitele în care ne putem mișca. Obiectivul, prioritatea a fost să nu scadă pensiile datorită faptului că nu suntem capabili să finanțăm pensiile și aici... Și eu și doamna ministru de finanță am repetat de mai multe ori, în ciuda ceea ce vedeați pe galben în josul ecranului la multe televiziuni, că nu vor scădea pensiile și că facem toate eforturile să asigurăm obligațiile statului legate de finanțarea pensiilor. Da, e nevoie și de o regândire a sistemului de pensii, cu siguranță, dar cred că o astfel de regândire e judicioasă după ce am clarificat situația salarizării, după ce știm cum îi plătim pe cei care contribuie, de fapt, și la sistemul de, de pensii. Și aici ne-am legat de treaba asta și sper să o putem împinge cât mai mult această abordare a salarizării până la sfârșitul mandatului. Deci asta legat de pensii. Cum vă spunea domnul ministru, în schimb, ne-am gândit cum putem face ca oamenii pensionari să nu fie văzuți doar ca asistați social prin un drept pe care îl au pentru că au contribuit la el, deci prin acea pensie. Și cred eu că acest concept, care e, cred, în premieră în România gândit la nivel instituțional, de uh, persoane vârznice în folosul comunității, o modalitate prin care să recunoaștem un fapt, de fapt, dar să-l recunoaștem și instituțional și administrativ, să-l recunoaștem, de ce nu, și financiar. Adică e o modalitate de a completa pensia printr-o activitate pe care foarte mulți dintre uh, cei vârstnici uh, în comunități le, uh, le fac. Și lucrul ăsta, cel puțin uh, din punct de vedere a cadrului instituțional, încercăm să-l gândim până la uh, sfârșitul anului.